Jacob! Demisia! Nu este de la datorie, vă spun, nu poți fi anarhii, să facem ce vrem noi. Dar dacă vă explic. Poporul. Poftim? Ca să știm. Noi suntem cu poporul, domnule. Noi ne... Dar ce-i pătru? Vă păzăți criminale! Stați joc de noi. Care? Tieți! Începând la Prahat... Dorim ministru afară! Nu vă place, șansă! La popor, stăm de vorbă! Amuia! Balan afară! 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 Nu gaze contra poporului! Ai lucrat ori nu? Dar ce păziți pe la pensie? Deși păziți voi niște criminale. Ai făcut lucru? Niște criminale. Ce vreți la pensie tot așa? Criminale voi păziți pe la urmă. Nu vă e rușine, nene, și eu îi zurli haina de pe mine. Tu sus ce-am creșut? Sportivii. Pe la pensie de acolo. Spune-te rog, cum îți trăiesc? Spune-te rog frumos, poliția are așa responsabilitate. Poliția tot plătește impozite la stat acum, nu-i ca înainte. N-are legat poliția. Poftim? Încă o dată îi explic. Poliția este salariu impozitat. Nu mai este din impozitul cuiva. Deja de vreo 4 ani de zile. De ce apărați criminale? De ce apărați criminale? Vă să vii în fața poporului să spune adevărul care este în spatele lor. Era stație de radio de astăzi, care este dirijat. Nu joacă nimeni. Nu joacă la publică. Noi ne-am săturat de jucata publică. Noi suntem toți boschetari. Nu știm care nu-i gestiunea mea. Care nu-i gestiunea mea. Te marți ministru aici să dăie... Noi vrem ministru să de vorbă. Domnul ministru să dăie dare de seamă în fața poporului. Cu cine este dumneavoastră? Cu cine este dumneavoastră? În fața Ministerului de Interne, fiindcă vor scoată bani din bugetul statului, care nu se ajung la pensii, scumpere gaze lacrimogene și tot ce e legat contra poporului. S-au vândut lui Plahatiuc, trădătorul de Balan. S-au vândut lui Plahatiuc. De data de mai, noi am fost un grup de interna la dumneavoastră în birou. S-au pus întrebarea cu privire la semnele criminale din papă. La finul dumneavoastră de colonie, Balitschi. Al cunoașteți, n-al cunoașteți, al cunoașteți, da? Se introduce tiruri întregi contrabandă să ajung în centrul Chișinăului. Zic, sunt dovet, sunt dovet, cum să le punem? Dar plecați la urmă, guvernare, sunt dovet. Plecați, cum găsiți. Vă rog frumos, vorbiți câte unul. Cu și vă ocupați, raportați poporului, cu și vă ocupați luna asta. Noi vă plătim. Deci, voi sunteți înăniți de noi. De salariile noastre vă mențineți. Cu știva, pasul noastră, reportează rog oamenilor. Ultima acțiune de la Băță, ați văzut? Acea acțiune. Mai era așa, când cu granate, de aici cu solul, știi? Adivărat! Vă vădim, ia că aici sunt veterani, ne-a făcut stăți de frâni. Ca să putem asigura. Eu îmi cer scuză. Nu cer scuză, domnul. 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 Tată că aici! Nu provocat aici!
Ukraine. Gata, vai, Tot timpul și-au făcut datoria. Indiferent cum stau lucrurile, lumea vrea să audă. Indiferent cum stau lucrurile, mai tare! Noi ne-am făcut și vom face datoria. Întotdeauna Ministerul de Interne a făcut acest lucru. Deci dacă dumneavoastră aveți careva pretenții la Ministerul de Interne, eu sunt gata să vă le ascult. Dar până la moment... Când se poate până este la moment. Puțin. Liviu, chiar ai grijă, luni la ora 1 este primirea cetățenilor, fii înscris să vină la primire. La ce oră? La ora 1. Domnul, treceți de partea poporului și deveniți eroa Uniunii. Dar poliția tot timpul și-a făcut cu cinste treaba. Eu vă rog să-mi spuneți mie altceva. Noi am admis o încălcare a ordinii publice. Polițiștii, dumneavoastră protestați de pe data de 6 septembrie. Iar poliția din Chișinău, și nu numai din Chișinău, este de pe data de 6 septembrie, este în alertă și își face datorii. Și eu astăzi sunt nevoit, în calitate de ministru, să caut fonduri suplimentare pentru a remunera toți polițiștii ăștia care sunt scoși la menținerea ordinii publice. Nu protejează! Încetişor, vorbim pe rând. Eu vorbesc dumneavoastră. Nu curcați, băieți! Deci, eu sunt nevoit astăzi să caut fonduri ca să remunerez acești polițiști, copiii dumneavoastră. Dar furat bani, deci o parte din ei sunt copiii dumneavoastră, deci o parte din ei sunt colegii dumneavoastră. Asta e cea mai departe. De aceea, pretențele la Ministerul de Interne cred că pot fi cele mai puține, deoarece noi, într-adevăr, ne-am făcut cu cinste datorii. Dacă... Vă rog. Exact. Noi știți în ce condiții ne aflăm. Tot timpul în alertă, suntem de zi și noapte. Eu nu știu cum a rezistat noi. Oameni buni, întrebarea asta nu la mine. Iată și iată, noi avem altă întrebare. Poliția are o singură misiune. Menținerea ordinei publice în relația cu dumneavoastră. Ne-am făcut cu cinste datoria până la acest moment. Ne-am făcut. Domnul ministru, iată ce toleacă. Vă rog, cine e ofițerul ăsta și ce misiune îndeplinește? Dar ne întrebați-o, domnul Căpălin. Eu nu-i cunosc pe toți angajații ministerului. Nu pot să-i cunosc. Nu, nu. Direcția 7, direcția operativă. Domnul Balan vorbește. Și să ocupe el. Domnul Balan vorbește. Aici e la mine acasă. Domnul Balan, este la mine acasă. Ia liniște, vă rog. Vă duc la cunoștință că domnul este mafilat, l-am prins cu aparataj în prezența colegilor, l-am arătat. Faceți un demers, vă rog. Dumneavoastră nu sunteți... Eu fac acum demers față de acest cetățen. Dumneavoastră nu sunteți străini față de Ministerul de Interne. Nu odată ați fost la mine, nu odată am comunicat. Deci au fost momente când am stat la masă și am discutat diferite aspecte. Deci dacă acest ofițer face o acțiune, și dacă el este ofițer, noi nu știm. Dați-l vedem, dați-ne poza, verificăm și atunci comunicăm oficial. Nu trebuie să comunicăm prin presă. Eu nu sunt omul care comunică
prin presă cu lumea. Și nu odată am făcut acest lucru și nu odată am ieșit aici, în Piața Marii Adunării Naționale și așa mai departe. De acord sau nu? De acord. Spuneți-mi, de acord sau nu? E că uitați cum mașina stă în fața căzii mele, e că asta e mașina de la Ministerul de Intern. Dați, hai să nu vorbim pe... Cum vorbim? E că vă arăt față de toți oamenii, vă arăt poză. Dați verificăm. Vă arăt poză și vă aduc la cunoștința dumneavoastră că un coleg de-a nostru e reținut, l-a dus la arest și i s-a spus de către ofițeri de poliție în față. Că pe unul gata, l-am parcat, urmează și lanț. Doamna Covei, dumneavoastră ați fost ofițer al Ministerului de Interne. Eu nu am fost, dar eu sunt. Nu ați fost, sunteți în rezervă. Deci, dumneavoastră cunoașteți foarte bine, spre deosebire de alții, că atunci când persoana încalcă ordinea publică, iar colegul dumneavoastră a aplicat arma de foc, o tras trei foc. Nu mai aplicat. Nu stați deci, puțin. Deci, să spun oamenii care au fost la fața deci, locului. Și noi procuratura, nu vedem cum se face. O emis ordonanța, Ministerul de Interne doar și-a făcut treaba. Și eu v-aș vedea pe dumneavoastră, fiind ofițer activ, să nu executați eventualele solicitări ale organelor de drept. Vreau să vă aduc la cunoștință că asta tot specialul a fost organizat, tot specialul a fost făcut. Nu puteți voi. Tot presul ăsta care merge. Să-i învinuiți pe acești băieți care stau aici, de pe data de 6 septembrie, ca și dumneavoastră, sunt chinuiți, fric, înghețați. Dar noi suntem de 24 de ani chinuiți. De 24 de ani chinuiți. Dar de ce bani? De ce bani stați voi? De ce bani faci salarii, domnule? De ce nu e arestat? Întrebarea asta nu la mine. Pe șepte, domnul... Domnul Mircher, la ce? Domnul Balan. Nu mai el joacă de trolul în Moldova că el faci tot. În cazul de pe șepte, eu încă o dată vă spun. Noi ne-am făcut cu cinstit până acum datorii. Cum o rezolvat el cazul? Ce brigadă de poliție de sna special fuge este privatizată de cât cineva. Eu am mâine o lună de zile de când am fost eliberat din brigadă. De ce? Sunt toți cu... Da, da. Sunt toți cu mătri, nănași și așa mai departe. Cum cineva acolo, dacă a spus cineva o vorbă, gata, se transmite pe tot locul și am fost nevoit să mă eliberez. Dar n-ați fost eliberat forța, n-ați fost dat afară. Mi-au spus cu două zile înainte, ori te eliberez, ori te transferi. Unii în două zile eu putem să mă duc. Cine v-a spus lucrul ăsta? Comandantul brigăzii. Domnul Ivas. Domnul Ivas? Da. Dar motivul? Da. Motivul? Motivul de atâta că nu le-am convenit. Iată de ce. No, eu nu l-am numit. După cum vedeți... Nu cum vă zici? Octavian. Domnul Octavian, nu l-am numit eu pe Ivas acolo. Eu l-am găsit acolo. Eu știu, eu, când dumneavoastră a venit ministru, eu lucram în brigadă. Deci nu eu l-am găsit acolo. Băiatul de acolo eu cunosc. De ce se privatizează? De ce se privatizează organele de stat? Oamenii cu ce primi salarii, pentru a cumpăra gaz. Nu, nu, stai la plăcătate, nu ți-l-a plăcătate, oamenii. Eu mă înțeleg. Unii miliarduri. Ce n-l arestează ei primul. Bani, la ministru. Pentru a cumpăra gaz la primul. Nu, 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 n